Acum doar câteva zile, școlile din România își deschid porțile pentru mii de elevi și profesori. Cu toate că autoritățile spun că majoritatea sunt pregătite pentru începerea acestui an școlar, lucrurile stau diferit. Deși guvernul României a promis că va achiziționa 250.000 de tablete pentru elevi, până în momentul de față au fost achiziționate doar 82.000. În măsura în care nu s-a realizat achiziția din motive birocratice sau altele, ne confruntăm cu o situație care este nesatisfăcătoare și este, pe de altă parte, evident că trebuie rezolvată cât se poate de repede. Dacă până în 14 septembrie nu toți copiii care au nevoie vor avea tabletă, atunci și guvernul și autoritățile locale vor lucra să aibă tabletă în 15 sau în 16 sau în 17 septembrie, fiindcă, din păcate, pandemia nu va dispărea nici într-o săptămână, nici în două și lucrurile vor trebui rezolvate cât mai urgent. Momentan se lucrează la un scenariu prin care autoritățile locale vor achiziționa tablete și se vor face decontările de la guvern. Totodată, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, susținută de președintele țării Klaus Iohannis, acesta a declarat că este nemulțumit în legătură cu lipsa manualelor pentru elevi. O mai mare problemă este la clasa 8-a, unde nici nu a fost demarată licitația pentru manualul de limba română. Nemulțumirea mea nu se îndreaptă doar punctual asupra cuiva care nu a reușit să contracteze manualul, ci întregul sistem pare că nu funcționează. Metodele birocratice sunt atât de complicate încât până și guvernul, iată, se găsește în imposibilitatea de a achiziționa tablete. Totuși, nu e vorba de o rachetă cu care se zboară pe Marte, este vorba de niște tablete cu care să învețe copiii care nu pot merge fizic la școală. Și cred că întregul sistem de achiziții trebuie reevaluat și trebuie găsite metodele prin care aceste achiziții să fie corecte. Rezultatul din partea mea să fie contestabil, dar totul să se petreacă într-un termen rezonabil de scurt. De asemenea, șeful statului a mai declarat că se așteaptă ca după alegerile parlamentare, modul prin care se fac achiziții să fie schimbat de noua majoritate, astfel încât manualele elevilor să ajungă la timp pe bănci.